был профессор Эмерит. Эмма Андерса Белл защитает труда на университете Лин Эдинбурга, Мара Британия. Кельдал Дойла Андерса Белл защитает труда на университете Либер Эдин Брюссель. Софи Троит, Роберт Брайт ar fi în cu cei doi premii Nobel pentru fizică, pentru că a lucrat și el, alături de Anglo, la elaborarea teoriei particulei Higgs. A murit însă în iulie 2019, iar premiul Nobel nu se acordă postum. Îi se recunoaște însă meritul, pentru ceea ce secretarul Academiei Regale de Știință a Suediei spune astăzi la conferința de presă transmisă în direct și pe site-ul oficial al Fundației Nobel, www.nobelprize.org. This year's prize is about something very small that makes all the difference. Premiul Nobel de anul acesta se referă la ceva foarte mic, dar care face toată diferența.